Bine ai venit, Dani! Ce mai faci, Dani? Care este viața ta, Dani? Pe bune sau? Da, pe bune! Nu vreau să vorbesc mai de nimic eu. Vă să-mi dau cu părere. Părerea lui ne interesează mai puțin. Îți plac femeile? Sexy! Eu, ca eu, mi-e plac bărbații, nu vreau să... Vreau să zic că arăți foarte bine. Cum eram gen, oare ce zice mie sau nu? La fel ca și femeile, cu cât sunt mai accesibile și mai la îndemână, sunt plictisitoare. Cum am combinat 35-40, la 40 femeia deja se camă, știi? Dar pe acolo am dat. Du-te în p***e, puteam să fiu mătă. Nu m-am îndrăgostit niciodată. A avut așa câteva experiențe sexuale cu femeie de 40 de ani? Friends with benefits! Dar unde le găsești? Ok! Dar a fost vreo femeie deranjată de atitudinea ta? Mai semnalizam-o prost, ia țărană. Și Alina Eremia îmi place foarte mult. Așa. Frumușică și nici nu pare proastă ca toate abordabilă. Astea. Aha. Dar stalkerești vreo persoană publică din România? În afară de Alina Eremia? Păi și dacă îți dă și ea like? Mai ciupești puțin. Știi vorba aia, like din like se face follow. Că Zani, că te vreau, că mi-e dor de tine, că ce-mi place cum te-ai schivat. Vreau să știu dacă ai primit vreodată propuneri sexuale de la bărbați. Da, de ce te uiți la mine, Bianca? Îți trimit poze nud ca să te agațe? Băi, nu e. Aici aminte. Ia uzi. Dragii mei, astăzi avem un invitat pe care mi l-am dorit și eu, dar în primul și în primul rând vi l-ați dorit și voi. Bine ai venit, Zani! Ce mai faci, Zani? Care este viața ta, Zani? Bine v-am găsit. Salut, Zani! Eu sunt foarte entuziasmată că ai venit în emisiune și că ne cunoaștem, finally. Pe bune sau? Da, pe bune! Toată lumea zice, dar nu știu dacă e chiar ai o energie asta. Foarte bună, ești un om foarte plăcut. Deși e prima oară când interacționăm, să știi că mi-ai lăsat o impresie. Revelion. Da? Dar n-am interacționat doar așa. Am fost în acest banc, ca la școală. Ce faci zilele astea? Ai vreun proiect? Ceva nou despre care vrei să ne vorbești? Nu vreau să vorbesc mai de nimic eu. Serios? De ce? Mi s-a luat de internet, de astea. Ești într-un repaus? Nu știu cum se numește, că pot să zic că sunt, încă nu sunt matur în online. Am maturizat eu ca om, dar în online trebuie să ai altă maturitate. Trebuie să înțelegi internetul, trebuie să înțelegi publicul. Și în momentul ăsta, nu cred că mă mai ridic la așteptările internetului. Știi ce trebuie să faci ca să fii viral în ziua de azi? Nu, mi se pare că este un standard anume prin care trebuie să devii viral. Nu este, dar sunt niște repere. De unele de Doamne ferește. Care e trending-ul? De-aia nu prea mai vreau să știu ce fac, ce alea. Cine vrea să știe ce fac? Nu, noi întrebam la modul general ce mai faci. Dacă ai vreun proiect interesant. Toată lumea știe că m-am mutat la casă. Mi-am pus panouri fotovoltaice pe casă. Opa. Vă zic vouă că e tare. Da. E bine. Vreau să intru din nou în gala RXF bătaie, dar le-am zis să-mi dea banii cuveniți, că nu iese satana din mine fără să mă plătești cum trebuie. Că eu nu m-am mai bătut niciodată în viața mea. Am fost super liniște la viața mea. Am fost mai mult cu creierul decât cu pumnul. Știi că ești la noi în emisiune și va trebui să ne răspunzi cu da sau nu la întrebările pe care ți le pun. Iar Octav ne va spune, dacă spui adevărul. Da, babele alea din portiți. Pe noi ne interesează adevărul. Eu, dacă îmi dau seama sau nu, o să zic, bine, pot să mă și ajut, că sincer, noroc că n-am nevoie de fotovoltaice, că eu stau la bloc. Anyway, lăsați ce spune el. Părerea lui ne interesează mai puțin. Ideea e în felul următor. Acolo unde eu voi fi mai interesată de răspuns și vrem să-l dezvoltăm, trebuie să-l dezvoltăm. Deci ești pregătit pentru orice fel de întrebare, da? Publicul vostru știe că eu nu vin niciodată. Fii atent! Să începem! Îți plac femeile sexy? Evident. Da. Mm-hmm. Da. N-am mințit. Ce fel de femeie este sexy pentru tine? Cum eram gen, oare ce zice mie sau nu? Că nu știu dacă știți, dar a apărut un filmuleț pe Telegram. Ce fel de femeie poate fi sexy pentru tine? Ce femeie? Da. Femeile sexy pentru mine? Păi, în primul rând, sexy cred că înseamnă aspect. Dar după la mine, sexy înseamnă altceva, de fapt. Femeia cu cât e mai matură și mai capabilă, aia mi se pare mie sexy. Wow. Că sexy la prima aparență, dar e vezi pe una. Și mintea ei poate să fie. Dar când o vezi, mersi.
Și după când o vezi cum se mișcă, cum reacționează, cum se exprimă, aia mă face de fapt, aia mă atrage pe mine la o femeie. Dacă o văd că e copilă și asta de zâmbesc prea mult, ca să dau un exemplu ce nu mi se pare sexy. Asta e ușor de se împrietenesc cu oricine, zâmbesc oriunde, oricum. Femeile accesibile nu ți se pare sexy. Da, e ca muzica comercială. Dacă o ascultă toată lumea, e plictisitoare, n-am cum să ascult. Muzica comercială e și aia, e frumoasă, e melodioasă. Da, da, da. Dar nu ascult că e prea accesibilă, urăsc muzica comercială. Ce au la radio mă sparge. Și de-aia caut eu altceva. Și la fel ca și femeile, cu cât sunt mai accesibile și mai la îndemână, sunt plictisitoare. Sunt. Deci sexy mi se pare o femeie matură. Adică îți plac femeile mai mari decât tine? Sau maturitatea cum o definești? 25-26 de ani. Mai mari, oricum erau cum am combinat 35-40. Dar deci, da, nu m-am dus nici atât de mult, pentru că la 40 femeia deja se cam, știu. Se cam ce? Ce se cam? Deci, nu toate. E de apreciat o femeie la 40 de ani. Așa? Care arată bine și am întâlnit în ultima perioadă multe femei care la 40 de ani se țin bine. Dar pe acolo am dat. La 35 de ani acolo am țintit mereu. Aha. Și te-ai îndrăgostit vreodată de o femeie de 40 de ani? Nu m-am îndrăgostit niciodată de nicio femeie. Eu n-am avut relații niciodată. Doar beneficii, mai mult decât beneficii. Dar niciodată n-am avut o relație gen, băi, asta e iubita mea. Nu am găsit niciuna să-i pun ștampila, să zic că asta e a mea, eu să-l iei. Dar ai fost cu vreo femeie mai mare decât tine? Am fost, păi am fost cu multe, dar n-a fost relație de aia de ne asumăm o relație. Nu, de relație nu, dar de fapt. Friends with benefits, a zis. N-aș putea să zic nici asta, pentru că... Deci da sau nu, că avem nevoie. Da. Ce, da sau nu ce? Ai fost combinat cu o femeie mai matură decât tine? Da. Ok, bun. Da. Câți ani avea? Cel mai mult? Da. Când aveam 21 de ani, am avut așa câteva experiențe sexuale cu o femeie de 40 de ani. Și ultima de acum 37. Și de ce v-ați despărțit? Că avea ea obiceiuri de-astea copilărești. Îi plăcea să facă TikTok prea mult. Mm-hmm. Se filma la volan. Era imatură. Era... Deși avea o vârstă. O juca pe Hannah Montana, așa. Dar sunt cunoscute sau nu? Nu, nu. Ok, ok. Astea cunoscute sunt prea superficiale pentru mine. Dar unde le găsești? Sunt curios, că ai spus ca și muzica. Domne, schimb, nu la radio. Unde le găsești? Că vreau și eu să-mi găsesc. Ia uzi. Nici nu știu cum le găsim. Ori îmi scrie ea mie că bună, ori eu îi dau eu două like-uri, că mai sunt pe Instagram la când te plictisești, mai văd și eu ceva. Ca aspect multe merită like-uri, dar mesaje nu merită multe. Și mai dau un like, îmi dă și ea mie și ajungem să vorbim. Dacă merită mai mult, atunci și vedem. Eu sunt foarte curioasă. Atunci când vezi o femeie frumoasă, te holbezi la ea? Depinde. Da sau nu? Depinde. Păi nu știu, să fie frumoasă așa, de pică. Să rămâi încremenit, să nu te poți controla. Mă holbez, da. Dar nu e o holbare de-aia stânjenitoare. Am înțeles. Nu o stânjenesc. Eu mă uit așa pe ea, o analiză, e mai mult o analiză, nu o holbare, știi? Da, a fost vreo femeie deranjată de atitudinea ta? De multe ori m-am comportat și eu, da. De multe ori m-am comportat și eu. Da. Până să mă mai relaxez și să mă mai calmez puțin, să mă mai... Mă duzez, eram și eu mai semnalizam, mă, prost, ia țăran. Că toți bărbații adică suntem și țărani. Dar care a fost cea mai nasoală și ciudată reacție pe care a avut o femeie atunci când te-ai holbat la ea? N-am avut reacție. Da, alea, uite, mai țin minte fix acum, i-am zis unea ceva, că bună, ce faci? Așa. Dă-te în p***i, putem să fiu mătă așa. Da, dar sunt și categorii și de-astea pe site-urile alea care spui că te uiți, că mă uiți și eu de-aia, adică subscriu. Da. Să mergem mai departe, să depășim acest moment colorat, să-i spun așa. Vreau să știu dacă este vreo persoană publică sau cunoscută, să zicem așa, cu care ți-ai dori să petreci o noapte. Dar sunt multe, de-aia nici nu are sens. Da. Păi da? Deci da. Și cam care ar fi? Sunt multe tu aș petrece noapte. Ai zile așa, mai multe, bam, bam, bam. Dar le-am zis, dar nici nu mai au valoare. Păi mai zile odată, că eu nu le știu, de exemplu. Care aș vrea o noapte? Da. Tu hai să-mi vin acum, că nu îmi vine. Cântărețe, dansatoare. Cântărețe, dar sunt multe care... Uite, Alina Ieremia îmi place foarte mult. Așa. Așa. E și frumușică și nici nu pare proastă ca toate abordabilă. Astea. Aha. Nici nu pare abordabilă. Da, este foarte. De-aia nu cred că aș aborda-o vreodată în viața asta, că nu am prea multă încredere în nici. N-aș aborda o femeie care mă fascinează, că mă gândesc că nu se uită asta. Nici măcar like-urile alea cum mai învățat. Like-uri, da, ba, da, 2-3 like-uri merge, așa. Să-i reacționezi așa, drăguț și super
nevinovat la un story sau da, așa, ca și cum nimic de friendly. Păi și dacă îți dă și ea like? Dacă îmi dă și ea acolo, mai țupești puțin. Știi vorba aia, like din like se face follow? Cine știe? Exact. Adică, bună așa, asta. Și în afară de Alina, nu știu. Alina Ieremia, am zis una. De pe TikTok? Vreuna celebră? Uite, celebră? Îmi plăcea, e foarte, mi se pare foarte frumoasă asta, Iuliana Beregoi. A făcut, am impresia, 18 ani, dar mi se pare prea copilă, n-aș putea să... Este superbă, este angelică. I-am zis că e frumoasă, i-am zis că astea, dar e materiale face ce fac astea la 18 ani, mi se pare, nu știu, super... Na, nu le pot înțelege, generația TikTok. Okay, ce să zic, ea e tot așa disperată după TikTok și după, cred că, alte personaje după TikTok. Nici eu nu sunt așa frumos el cum... Dar vreau să știu dacă ai fost vreodată refuzat de vreo femeie. De mult. De cine? Da, n-am mințit. Deci da. N-am mințit. Și de cine? De cine? Da. De cunoscută, știm? Cunoscute? Da. Uite, Iuliana Beregoi, dacă i-am zis odată că e frumoasă, rămăsese cumva odată să ne vedem, zicea, când vine la București, dar na, nu s-a concretizat nimic. Înseamnă că am fost refuzat, nu? Atâta timp cât am zis că e frumoasă și că e... Nu neapărat refuzat. A ocolit puțin răspunsul. Da. Te-a pus în stand-by, că poate mai avea și alte invitații, nu? Nu. Și mai sunt multe cărora le-am... Am aruncat așa propunere. Dar te-a marcat vreun refuz? Nu. Păi nici nu le-am mai ținut astea chestia. Adică la atât ai trimis propunere încât nu mai ținut refuzul. Nu mai ținut, că nici n-a fost așa relevant pentru mine. I-a aruncat acolo, țac. Și dacă e ca un e-mail de ăla, dar pare de uitat el și zice... Mă, deci, din ce observ eu, tu ești foarte abil și mergi un fel așa la pește. Dăm, întindem lansetele peste tot, vedem ce prindem. Da, da, că știu că, bă, și dacă ești serios și dacă nu, și dacă abordezi o femeie, că multe zic că nu mai luptați pentru femei, că e cât vrei, ce vrei să fac? Mi se pare că este mesajul ăla sau like-ul ăla de un oficiu pe care îl dau. Da. Vedem cu toții like-ul și astea mesajele, vezi? Dacă n-ai răspuns, este clar că îți petrești timpul sau ai pe cineva sau nu te interesează. Nu e ca pe vremuri când mă duceam și îți băteam la ușă, zădeam flori de 10 ori, dar știam clar că nu există internet, nu sunt bărbații și femeile pe Instagram și vezi ca pe bufetul suedez și ai din ce să-ți alegi și nu mănânci mămăligă pentru că ai friptură cu porc, cu prăjituri și cu toate astea. Atunci știam că aia stă la 3, nu... O colește nimeni că n-are nici vecin, că n-are nici alea. O vedeam când iese din casă și când nu. O vedeam dacă vine cu cineva și cu cine nu. Și merita ca femeie alea să insistă când la seara, la serenadă, să-i aduc flori, să mă bag în seamă. Pentru că la un moment dat speram și eram pentru mine era o garanție că dacă nu are pe cineva, poate să o vrăjesc eu și o să o combin eu. Dar acum când știi că îi scrie unea și nu ți-a răspuns, e ca și cum e vecina mea și văd cu cine vorbește, cine-i vine la ușă. Mai încercam eu dacă pe vremuri vecinei mele acum 30 de ani îi veneau încă 10 băieți la ușă în fiecare zi, nu îi mai dădeam florile alea. Te opreai, da. Și de-aia nu pot să iau în serios să zic așa e doar o dorință, dar da, e așa. Dar tu ai fost refuzat la rândul tău? Păi asta am spus. Nu, dar ai refuzat pe cineva? Dacă eu am refuzat sau dacă am fost? Și dacă ai fost, asta dacă am înțeles. Am fost, dacă dar a refuzat, tu ai refuzat pe cineva? Eu dacă vrea cineva să mă vadă, eu sunt mai mult... Este o binecuvântare pentru toată lumea și dacă nu-mi place de o fată, nu o refuz, că nu înseamnă că accept să fiu gagicios. Dacă Cezanne îmi place mult de tine, aș vrea să ne vedem cândva în realitate. Deci tu nu prea realitate, refuzi sau nu refuzi. Dacă ce aș vrea să ne împrietenim, îi spun, da, dacă e să fie, da, de ce nu? Și m-am văzut cu câteva fete de care nu mi-a plăcut, doar că au vrut ele să ne cunoaștem și când a fost să am timp liber și să-mi dea mesaj ce face azi, ești liber? Hai, de ce nu? Da, asta bănuiesc că se întâmplă doar în privința femeilor, că dacă îți scrie vreun bărbat, hai să ne vedem că te apreciez foarte mult. Dacă e, asta doar la concerte, dacă îmi ziceau, băi, ne vedem și noi să facem o poză. Gen funny. Da, da, da. Așa. Dacă e doar la concerte, am dat locația unde sunt, să vină toată lumea cine mai vrea să facem poze. La, evident, doar cu fete mă văd. Nu. Asta e bine. Mă interesează un alt aspect al... situației. Vreau să știu dacă ai da ultimii bani din buzunar prietenei tale. Niciodată. Nu. Nu. Nu? N-am mințit, n-am mințit, deci nu i-ar da. Nici o gogoașă, nu. Cum prietenei mele? Da, prietenei, iubitei tale. Pe care nu am și nu știu sentimentul în momentul adică e zgârcit sau? Sunt foarte zgârcit că așa am fost crescut. Să țin totul pentru mine, că dacă nu țin eu vorba aia proastă. Adică ții de bani. Țin de bani, dar știi cum țin de ei? Îi dau doar pe mâncare și
Cam atât, nu știu cu ce mai dau mă. Nu mai dau cu nimic. Nu, că ai dreptate. Dacă veni vorba de shopping, eu vreau să vă spun altceva. Așa, ia zine, că sunt curios. Fii atent. Ai auzit de Tipli? Vag, am auzit, da. Deci nu vag, fii atent ce spun eu. Tipli este un portal cashback, ceea ce înseamnă că această platformă oferă bani înapoi pentru comenzile online. Și pentru a profita de serviciu, de serviciu acesta, da, Tipli, este nevoie să te registrezi pe aplicația sau pe site-ul Tipli, să cauți magazinul preferat, să-l accesezi, să plasezi comanda în mod obișnuit. În fix 48 de ore de la plasarea comenzii, Tipli, da, fiți atenți, îți va aduce înapoi o parte din banii cheltuiți. Bineînțeles, asta în funcție de comisionul stabilit de fiecare magazin, pentru că magazine sunt multe pe Tipli, da? Da. Mai mult de 400 de shop-uri puteți găsi pe Tipli, printre care About You, Notino, Elefant și multe altele. Persoanele care se înregistrează prin linkul afișat în descriere vor primi și un bonus de 30 de lei odată cu prima comandă, pe lângă recompensa cashback. Adică cumperi și mai primești și banii înapoi. Băi, nene! Ați înțeles? Despre asta e vorba. Eu sunt... Eu știu tot despre cumpărături. Deci e foarte... Dacă nici tu nu știi tot despre cumpărături, nu mai știe nimeni. Adică, deci da, și acum chiar, vreau să știu tot despre Zani, care mi se pare un băiat extraordinar de sincer, care punctează cu o, nu știu, o sinceritate de-asta debordantă și extravagant și pune punctul pe ei cum trebuie și răspunde cu subiect și predicat la întrebări. Da. Eu vreau să știu dacă tu crezi că ai fost vreodată înșelat cu mai multe persoane. Da. Da? Și cum ai reacționat? Da. Răspuns corect. Cum să reacționez? Ai suferit? Da, clar. Care a fost prima ta reacție când ai simțit că ești înșelat? Păi eu am un control atât de puternic pe care dacă nu l-aș avea, aș avea fix reacțiile pe care le au aproape orice, le au bărbați în general. Să înjuri, să lovești. Chestia asta o avem toți noi, ca bărbați să afli că ai fost înșelat de o femeie care acum două minute te-a luat în brațe și te-a zis că te iubești și te-a pupat și ai salutat-o. Nu, impulsiv ești atunci când nu te controlezi. Am spus dar că am control. Are control, da. Am înțeles. Dacă nu aveam control, simt că am, aș avea reacția, exact așa simt. Mamă, dacă nu simțeam controlul ăsta, cum țin fiara înăuntru, și zic atât, zic, dacă nu avem controlul ăsta, apărea Andreea cu asta pe undeva, că a lovit-o, că a bătut-o, că alea. Mă uit la ea, pur și simplu mă abțin și zic, dar cum ți-ai dat seama că ești înșelat? Cum ai simțit? Cum? Păi, băi, la o vârstă înaintată, adică eram destul de mare, pe la 20-21 de ani și mi-ar plăcea să vadă fata aia fix partea asta. Așa. Bă, mă îndrăgostisem de una, am ieșit cu ea în parc, dragul să mă ia. Am ieșit în Iore cu ea, când stăteam la cămin de nefamiliști, 20 de ani pe acolo. Mamă. Și eram sărac, dărupeam pământul, vere. Iar aveam recordul pentru cel mai nemâncat căminist să moară sorme. Și asta nu zic, e doar comedie. Deci iubeam cu adevărat, știi? Da. Mi-am îmbrăcat și m-am cu parfumul ăla, de țineam de el de 3 luni. M-am dus în Iore, m-am îmbrăcat bine, era iarnă și m-am îndrăgostit de astea pe masă. Băi, și nu știam nici ce să-i zic, era frumușică așa și era simpluță. Mie îmi plac femeile mai simple așa. Ne-am sărutat acolo pe masă ca doi proști în frig. Ne-am mai plimbat o tură și după s-a dus acasă. Și mi-a plăcut așa mult unul de altul că nu vrei să vii mâine să dormi la mine. Deci ea că ba da. Și îți dai seama în ce cămin venea acolo să doarmă la mine, dar măcar dormeam împreună. Mamă, și o așteptam cu atâta nerăbdare, am făcut și o cura pe acolo, dar orice cura făceai, tot cămin era, adică nu aveai unde să o aduci. Și așa super entuziasmat cu futura și aici în stomac. O așteptam frumos, hai ce faci, e pe la cât pleci, că ai zis că pleci la 7. Acum imediat plec. Perfect. Stăm așa, mă uitam în oglindă, mă aranjam astea. Mamă, vine gagica. Și turnul avea 4 stații de RATB de făcut. Trecuseră jumătate de ori 40 de minute, ce dracu are de nu mai vine. O sun, timp de 40 de minute, o sunam cu tine, mama a pățit ceva, clar, dacă a zis că vine, a plecat, dacă aș trebui să vină în 15-20 de minute, a trecut o oră și nu mai vine, clar eram 100% că a pățit ceva, și am văzut să pornesc în drum, să mă duc încolo, poate a pățit ceva fata. Și după mi-a dat mesaj peste o oră jumate, un videoclip, dau play pe videoclip și se linge acum într-un pub. Și cine dar ți-a dat mesajul? Ea. Deci stai puțin. Eu sunt blocat în prima oară, adică... Am vorbit cu ea acum ceva timp, că mi-a zis că mă apreciază, cum am evoluat, cum m-am schimbat, cum... Și i-am zis, păi fată, mai ții minte? Da, nu mi-am mintit că...
Și am zis, te întreb acum, că eram... Dar ea ți-a trimis clipul cu ea? Da. Ea mi-a trimis clip cu ea, cum se linge acum. Dar de ce? Putea să zică, nu mai vin la întâlnire sau de ce să-ți trimită? Nu mai vin, punct, de ce să-ți trimită? Asta am întrebat și eu și am zis, mă, fată, era mar și atunci, aveam 20 de ani acum, suntem cu 5 ani mai mari. Suntem mari și acum, era mar și atunci, n-ai cum să zici că erai mică, nu știi ce faci, bai, știi ce faci. Ce-a fost aia, ce s-a numit? Am zis, vreau și o explicație, că încă n-am trecut peste. Dar nu că te mai iubesc sau mă pe iubire pe alea. Ca idee, că eu nu înțeleg cum o femeie poate să facă așa ceva, da. Și în momentul ăsta tot nu am ajuns la nivelul în care să înțeleg de ce o femeie ar face așa ceva. A, că îmi pare rău că nu mi-a zis, nu mă, lasă zi asta, zici ce s-a întâmplat acolo. Mai ziceam dacă eram vreun nenorocit și vrei să mă faci gelos, că te-am făcut și eu pe tine, sau era un joc de asta de handicapați. Da. Dar n-ai avea niciun motiv să... Da. Și ce ți-a răspuns până la urmă? Ți-a dat vreo explicație? Nu, nu avem. Da, pentru că și pentru mine e ceva de neînțeles. Mai era una pentru care făceam totul. Da, foarte trist, adică... Da. Pe la 17 ani era una de făceam totul pentru ea, dar pe astea nu se pun că eram prea mic atunci ca să le pun. Mm-hmm. Făceam totul pentru una, o chema Ali, și ea avea tot felul de întâlniri, gagii. Dacă ne dădea de greu și voia să... Avea un pachet mare de cradă la poștă până la ea acasă, jumătate de București. Suna? M-a sunat pe mine, m-am zis, am luat eu coletul ăla în spate, cât a coletul de 20 de chile, părea ATB, pe tramvaie. Te duc coletul acasă și când am ajuns la ea, te-am bubat, pa. După și-a chemat gagiu. Și te-ai simțit folosit? Da, dar de fiecare dată mă simțeam folosit, dar cu toată plăcerea o ajutam. Și pentru că o iubeai, erai îndrăgostit. Da, era îndrăgostit de ea, cred că. Da, auzi, și în afară de astea în care pur și simplu ți-a trimis fata aia filmuleț, în rest cum ți-ai dat seama? Cum ai prins că, nu știu, te înșeală? Păi mă uit la una și... Nu mai stau așa cu gagică, cu, a, da, uite, a insistat una să vină la mine, băi, dar a insistat să vină la mine și noi făceam, aveam relații sexuale de un an și ceva. Și venise ea înapoi în țară, în București, că Zani, că te vreau, că mi-e dor de tine, că ce-mi place cum te-ai schimbat. Mă uitam așa la și am zis, nu mai vreau, mă, poste, gagici, vechi. Există ceva ce nu-ți place să faci în relații? Păi neavând relații nu este ceva ce să... Bine, când ai avut aceste relații... Nu le-am avut, că astea nu au fost relații. Au fost aceste interacțiuni cu femei care au existat pentru o perioadă în viața ta. Ce nu-mi place, da? Da. Proastele astea, că bă, am mai dat și de deștepte. Dar vreo deșteaptă nu o să-mi zică niciodată de ce nu mă pui pe Instagram. Dar aici vreau să știu dacă ai primit vreodată propuneri sexuale de la bărbați. Îți dai seama, dar cred că orice bărbat Serios? A primit. Orice bărbat cred că a primit. Dar de ce te uiți la mine, Bianca? Pentru că tu tot timpul te bași ca musca în lapte și dai din cap. Da, da, ce crezi? Da, și eu am primit și el a primit. Culmea, el e și homosexual cunoscut. Homosexual sunt peste tot. Nici nu trebuie să arăți bine ca... Pentru păi că... și cum au sunat propunerile? Cum? Nu vreau, vrei, nici nu mi-aduc aminte. Bă, zic, dacă vrei, eu te ajut. Hai că... Scot la nu ca vreau. Și eu ce-am pățit. Eu când, dacă se dă la mine așa. Un gay, eu am controlul foarte mare, de-aia, dar un bărbat normal, care nu are controlul, că bărbații nu prea au controlul, sunt handicapați, înjură și scuipă și se bat și... Păi și ce îi spui? Zâmbesc așa ca prostul și mi se face o greață de-aia. Sau la unul i s-a părut că ești atât de mișto, încât n-a putut să se abțină și a zis, bă, nu am nimic de pierdut. Atunci ce e ok să zică, bă, știu, Zandachie, că-ți plac femeile. Da. Eu, ca, eu mi-mi plac bărbații, nu vreau să mă... Vreau să zic că arăți foarte bine. A, dacă îmi cea unul așa, ziceam, noroc, pa. Da. Dacă eu vreau să știu. Ok, subiectul ăsta l-am înțeles. Refuz cât se poate de nu politicos. Nu refuz, nici nu răspund. Nu răspunzi. Îți trimit femeile poze nud ca să te agațe? E bine. Multe? Da. Des? Ți se întâmplă des treaba asta? Nu, multe că... Dar tu ai trimis la rândul tău? Am avut... Profile de-astea nud. Am avut câteva prietenii de-astea. De când ne sunam pe cameră, arătam așa. Am avut, dar foarte puține, că nu am încredere în absolut nimeni. Adică sunt convins că oricare, oricând poate să facă print screen să pună pe poze așa, după pantalon. Mm. Pe pantalon, ca aia dacă pune. Dar ai fetișuri? Fantezii sexuale? Bă, nu prea. Nu? Sunt Octav? Normal. Băi, nu e. Aici minte. Ia auzi. Minte, deci eu aici nu, are, deci are. Nu prea are, ăsta se încadrează deci la nu are, sau mai mult, da? Ce? Nu prea ăsta ce e? Mai mult la nu sau mai mult la da? Nu prea. Ai blocat sau ai șters vreo vedetă din telefonul tău? Dă-i seama, da. Pe cine? Toate. Care toate? Toate persoanele publice vedete pe care le ai în telefon le-ai blocat?
La un moment dat le-am șters, nu le-am blocat. Nu cred. De ce? Le-am readăugat. Te-au greșit? Nu, că sunt singurat, nu mi-a greșit nimeni niciodată. Să-ți greșească cineva înseamnă să-l lași la tine în casă. Eu nu-l las pe nimeni la mine în casă. Să-mi greșească cineva înseamnă că îi permit eu. Păi n-a ajuns să-mi greșești, că nu ajunge acolo. Nu, stai puțin, dar noi ne gândeam și ca telefon, numere de telefon, dacă ai șters pe cineva, nu, să l-ai băgat la bloc, nu, nu. Să nu... Odată ce... Dar nu prea salvezi numere. Un număr îl salvezi după mai mult timp. Știi, când mă împrietenesc cu un om și îmi zice, ce faci, nu mi-ai salvat și mie numărul. Uh-huh. Abia atunci zic, hai că ți-l salvezi. Dar stocherești vreo persoană publică din România? În afară de Alina Eremia, pe care bănuiesc că o follow sau nu o follow? Nu urmăresc. Doar o apreciez dacă o văd. Nu, eu nu, dacă îmi place, nu înseamnă că mă și uit după ea. Ce zici, Octav? Băi... O stocărește sau nu? Nu, nu o stocărește, nu. Chiar nu minte aici. Nu, am mințit la treaba aia dinainte, atâta. Până acum cu asta l-am prins. Eu am o gândire foarte sănătoasă. Ce este al meu va veni după mine, nu mă duc după ea. Dar mai ai supărat pe Ana Porgras? Nu, dar n-am fost niciodată supărat pe ea. Am fost supărat Păi da sau nu? Nu. Nu. Eu am fost supărat doar pe faptul că n-a fost sinceră cu mine. Că eu ne iubind, nevrând iubire de la nimeni, n-ai cum să mă minți. Că minți o persoană doar dacă vrea să vă iubiți astea și ca să nu-i rănești sentimentele sau ca să îți urmărești interesul, chiar dacă nu este iubirea, mai minți, că lumea mai minte. Na, că dacă nu avem... Eu nevrând iubire și vrând prietenie, dacă e să fie, n-ai de ce să mă minți greu. În prietenii poți să înțelegi orice. Dar ție nu ți-e frică sau nu-ți pui de fapt un scut pe treaba asta? Că, domne, eu nu iubesc, adică nu e chiar și o chestie de problemă? Că poate totuși câteodată te sensibilizezi. Adică, băi, totuși, sunt niște sentimente poate la una. Păi mă sensibilizez, dar nu e iubire. Cred. Uh-huh. Dacă îmi place lumina, nu înseamnă că urăsc întuneric. Uh-huh. Frumos spus. Bine, da, zi tu. Vreau zi să tu. Știu. Dacă te-ai culcat cu iubita vreunei cunoștințe de-ale tale? Niciodată nu. Dar ai face-o? Să fii atât de atras de iubita unui prieten și să încerci cu ea ceva? Instinctul animalic pe care eu îl bag foarte mult. La mine e prioritar, doar ca să înțeleg cum funcționez și cum funcționăm noi ca oameni. Instinctul animalic spune da. Deci animalul spune da, restul celelalte zic. Tu ce spui? Mă, dar nu minte aici. În schimb, bine, e o situație un pic incertă pentru că, na, el se și conține în anumite situații. Dar v-am și spus ce am conținut, că v-am zis. Bă, până te lămurești tu, eu vreau să știu dacă în momentul de față crezi că femeile te vor mai mult pentru că ești faimos. Evident. Iar asta o zic trist, așa gen. Că nici n-ai cum să controleze asta și nici nu e vina lor. Adică evident zic... că te vor mai mult acum. Da. De ce? Da, că... da, e corect. Da, e adevărat. E corect. Ești mai stabil, că le place și lor, că poate ești o scurtătură, poate o scurtătură pentru ce vor ele sau ce urmăresc ele. Adică nu e ceva greșit să te intereseze mai mult o persoană mai puternică. Nu găsești ceva greșit în asta. Nu, că... Dar tu ai complexe? Dacă-s complexat de ceva? Da. Da, uneori mi-ar fi plăcut și mie să fiu mai masiv, mai înalt, pentru că atitudinea mea este de 100% de bărbat, dar uneori nu m-a ajutat mărimea, să zic așa, pentru că de multe ori ca să te impui nu trebuie să știi să vorbești prea bine. Trebuie să ai cea falată. Dacă ai cea falată și ești bine pe braț, o să tacă toată lumea. Dacă eu vin și știu să vorbesc și pun pe toți la colț de-mi vorbe, tot o să ciugulească proștii. Deci da, a fost mereu un complex, că mie mi-a plăcut mereu să mă înțeleg cu oamenii, mi-a plăcut mereu să fac conexiuni. Te atrag femeile fițoase? Da. Da. Ce anume? În primul rând mă atrag toate femeile, că e fițoasă, că e paschila, că e satanistă, că e rep, că e cu Dumnezeu, toate mă atrag. Acum, în mod special, ce fel de femei te atrag? Ce fel de femei? Da. Femeile mature, femeile scumpe la vorbă, femeile rafinate, femeile capabile. O femeie care are nasul super, nivel 100, nu... Dar ți s-a întâmplat vreodată să te trezești lângă o femeie și să nu mai știi efectiv cine e? Sau să nu ți aduci aminte care e contextul în care sunteți cine împreună? Cine e cine, ea? Sau... Da. Adică, ea. Cum a ajuns cu tine în pat? Nu, mi se întâmplă, nu.
Nu știu, să mergi la o petrecere, nu. O beție, o ceva și la unde păi să zic... Nu cu petrecere, nu cu beții, nu cu droguri, nu cu asta. N-am cum să mă împiedic dacă nu le... Am consumat odată, de două ori, de trei ori, dar nu. Le-am consumat dar fix de curiozitate. Tu crezi că ai vrea să schimbi ceva la tine? Caracter, atitudine? Nu. Te-ai dori să schimbi ceva la tine? Păi eu dacă vreau să schimb ceva, schimb acum, în momentul ăsta. Dacă eu în momentul ăsta consider că am greșit față de tine, realizez dacă am greșit, îmi cer scuze și în momentul ăsta îmi dau seama cum trebuie să mă compor cu tine. Deci ești omul momentului. Da, nu există să, băi, tu dacă acum am zis mie ceva ce mă face pe mine să ți-o întorc de 10 ori mai rău, înseamnă că ai meritat. Nu o să ajung undeva și după să mă întorc să zic îmi pare rău, oameni buni, îmi cer scuze pentru ce am făcut la Antold. I-am înjurat pe aia la Antold. N-am apărut cu niciun videoclip de îmi pare rău, nu. Au meritat și ăia merită mult mai multe dată, dar n-am fost eu în momentul ăla cel care trebuia să-i pedepsească pe ei. N-ai avut vorbele la tine atunci. Am avut vorbele, n-am avut mai multă, n-am avut ce face. Are imaginea ta publică și o doză exagerată de teribilism? Imaginea mea publică, o doză exagerată de teribilism. Da. Adică să-i... Stai că n-am zis nimic încă. Nu, n-am zis nimic. Vreau să analizez puțin întrebare ca să răspund la ea. Hai că dacă ești o mască, știi, pe care o pui tu așa, gen, bă, hai să fiu eu tot timpul băiatul rău, cel nu, mai nu, niciodată, nu. E fix ceea ce simt, adică când vedeți că sunt frustrări, că ce fac eu de fapt când îi înjur și alea? E de fapt o frustrare, eu mă oftic pe ceva anume. Și oftica e cine de sufletul meu, cum a vrut el să fie înțeles și poate n-a fost înțeles. Ori de faptul că sunt super șocat că sunt oameni atât de terminați în jurul meu. Mi se pare că sunt conjurat numai de oameni incapabili, de oameni proști și de cel mai important, oameni falși. Să știi că noi ți-am pus toate întrebările. Zani, eu te-am cunoscut și am rămas cu o impresie foarte plăcută despre tine. Îți mulțumesc frumos pentru prezența ta și pentru sinceritatea ta. Dragilor, noi ne vedem într-un nou episod săptămâna viitoare. Mulțumesc, Octav, vă pup și vă iubesc. Mulțumim, Bianca.